ce o fi însemnând lost? Filme din copilărie, Lost in Space, Paradise Lost, Lost in Translation, pierdut, nu? Pierdut, dezorientat, ceva de genul ăsta. Mă simt pierdut. Am venit aici, am făcut un mic calcul. Dacă iau câte 20 de minute, din 20 de minute, nu? Din viața a 167 de oameni înscriși, trebuie să-l updatez că au venit mai mulți, împart la 60, îmi ies 55 de ore. Deci reușesc în 20 de minute să ratez 55 de ore ale 167 de oameni care au venit aici. Noroc că a cântat bine băiatul de la început și că mâncarea a fost foarte bună, că mă simt un pic relaxat și n-am cum să ratez complet chestia asta. Bă, nu m-am pregătit. Mă predau. Nu m-am pregătit, pur și simplu nu m-am pregătit. Habar n-am ce să vă spun. Totdeauna am avut problema asta. Dar de multe ori am improvizat. Pentru că nu e prima oară când vorbesc în public. Sigur, când mi s-a întâmplat prima oară, aveam niște emoții, uite așa îmi făceam genunchii. Cred că era în clasa a doua și jucam rolul principal într-o piesă în limba franceză, clasa experimentală de franceză, la Bolcescu. Pai de capul meu. Sunt îngrozitor. Îngrozitor. Dar de cele mai multe ori m-am gândit, când sunt pierdut, cum să mă scot, bineînțeles. Și mi-am dat seama de un lucru care cred că e cel mai important, că trebuie să mă bazez pe propriul univers. Și că universul ăsta există, îl aveți fiecare dintre voi. By the way, am nevoie de sprijin. Am nevoie de cineva care să numere diapozitivele. Pentru că în cazul în care nu mai știu ce să spun, am aici o listă. Sunt 30 de imagini. La fiecare scrie ce aș putea să spun. Am prea multe scule. Cine vrea să numere? Bine. Ok, câte au fost până acum? Asta al treilea. Al treilea, perfect. Inclusiv cel din titlu, inclusiv primul. Ăla da, cu... stopul ăla. Da. Asta al patrulea, cu titlu. Așa e. Da, e al patrulea. Bun, perfect. Și numer, da? Și dacă mă pierd, îmi spui 7. Și... mâine, astăzi împlinește 8. Nu are importanță. Număr în gând. Da? În gând. Te rog frumos. Nu? Ok. Cu studenții, pentru că am un hobby universitar și predau studenților. Din 1994 am ajuns acolo într-un atelier la Facultatea de Arhitectură. Sunt arhitect. Și nu știam ce să le spun. Deci, m-au chemat oamenii, haide, vino că sunt prea multe femei profesori aici și trebuie să echilibrăm gender equity, nu știu, mai avem nevoie de băieți. Și am zis, mă, asta să fie singurul motiv, ok, vin. Și de atunci am lucrez acolo și acolo și n-am știut ce să le spun studenților. Și am învățat în timp că cel mai bun lucru pe care îl poți face este ăla pe care te reprezintă, pe care îl reflectă propriul tău univers, cum vă spuneam. Deci, din mine, ce am pățit eu, ce cred, cum am rezolvat o problemă, mama mea. Mi-a spus foarte multe lucruri, m-a ajutat de foarte multe ori să mă regăsesc și mi-aduc aminte o discuție care trebuie să vă povestesc. Aveam așa vreo 9-10, iubeam, și povesteam cu mama despre iubire, despre apropierea dintre un băiat și o fată și am spus, mă, totul e ok, înțeleg cam cum vii lucrurile astea, așa, dar am o mare problemă și te rog foarte mult să-mi promiți acum că în momentul când va veni clipa aia, când va trebui să o cer de soție, să faci tu chestia asta pentru mine. Anticipam moment de rătăcire. Mi-a spus să fiu liniștit că mă ajută.
N-a apucat pentru că a murit când aveam 13 ani și am fost complet pierdut. Sunt unul dintre momentele căruia n-am știut cum să-i fac față și am hotărât atunci că cel mai bine e să păstrez legătura cu ea. Deci toți spuneau că a plecat, s-a dus. Am zis, nu, nu e adevărat, e cu mine. Și de foarte multe ori, mai ales în momente din astea de rătăcire, o întreb. Îi spun, povestim, e ok. După treaba asta, pentru că timpul a început să se schimbe, am început să umblu prin peșteri. Mă rog, pe munte, prin peșteri. Am făcut speleologie aici la Cluj, un centru mare. Face cineva speleologie dintre voi? Păcat. În generația mea erau foarte mulți tineri care făceau speleologie. Cu Iosif Fiman, ați auzit de Iosif Fiman? De Pepi Fiman? A murit acum 2-3 ani de zile, avea 90 și a fost un tip, discipol al lui Emil Racoviță, de asta ați auzit precis, nu? Emil Racoviță nu este un tip care a dat numele unui liceu, este un tip care a inventat speleologia pe planeta Pământ. Da? Și aici la Cluj a fost un centru extraordinar și tinerii din generația mea nu aveau Creative Mornings sau whatever și se întâlneau joi la Casa de Cultură și puneau la cale unde merg în peșteri în weekendul care urmează. Și lumea asta e fantastică. Pentru mine a însemnat aventura, spațiu, arhitectura. Nu vă pot explica ce înseamnă să te pierzi într-o peșteră. E fain. Dar nu vă pot explica ce înseamnă să pășești într-un loc în care n-a mai pășit nimeni niciodată. Adică Neil Armstrong pe lună, eu în peștera de la Rebrișoara, din Munții Rotnei, i-am pus numele Galeria Elevilor. Eram trei și eram elevi. A fost cartat, așa îi spune și acum, nu știu dacă o numește cineva, dar noi așa îi spunem, Galeria Elevilor. Era nisip fin, pe un strat fosil, era clar că nu era nicio urmă, n-a fost nimeni acolo niciodată. Dar, într-una din aventuri, am pățit o chestie, asta trebuie să vă povestesc, am căzut. Eram după o explorare de vreo 3-4 ore, foarte obosit, nu mi-am dozat bine efortul, era ultimul puț pe care aveam instalat o coardă, era foarte udă, era o limbă de ghețar și eram primul, nu era nimeni în fața mea, n-am avut asigurare și undeva am alunecat, mi-a alunecat un picior, o priză. Și cred că n-am dat drumul la coardă din mână și chestia aia care, nu știu dacă a durat sub 3 secunde, n-avea cum să dureze, erau până în 30 de metri, mi-am revăzut viața. Ca într-o chestie de aia cu accident, cu, nu știu, se comprimă timpul, începi să vezi scene, începe să-ți placă, adrenalina nu știu ce-ți face, e euforic, e fantastic, mai vreau. Dar de fapt eu ce fac aici? Și așa mai departe. A fost absolut fantastic. A fost singura situație din viața mea în care am fost aproape de prăbușirea finală, că jos era nasol. Și am reușit să mă opresc și după aceea, mă rog, a venit și sângele la cap și adrenalina a început să joace altfel și mi-am dat seama ce s-a întâmplat și am scăpat și ce faină e lumina de afară. Și, dar a fost fantastic. Și apoi am schiez de mult. Dar ce vreau să spun este că m-am lăsat de peșteri și m-am lăsat de alpinist și de toate astea am pierdut doi prieteni. Unul pe munte și unul tot pe munte, într-o avalanșă. Și după aia m-am gândit foarte bine că astea sunt lucruri pe care sau le faci și te dedici sau nu le mai faci pentru că nu controlezi. Pentru că nu stăpânești lucrurile și e greu. Am dat la arhitectură, astea-s colegii mei din anul întâi, botezați, boboci, 1982. Am dat la arhitectură fugind de acasă. În anul acela era o singură facultate de arhitectură în România, la București. Erau 50 de locuri pe țară. Când m-am dus să mă înscriu, eram al 1200, nu știu câtele, la admitere. Și nu se închiseră admiterile. Admiterile au vreo 4 examene. Era destul de greu, se zice că. Și ai mei îmi spuneau, mă, nu fii prost, te duci acolo,
Așa era pe vremea aia. Mai e foarte greu de intrat, îți trebuie noroc, nu se aliniază planetele, te iau ăștia la armată, ai pus-o. Tatăl meu tocmai plecase și el să se întâlnească cu mama când aveam 17 ani și am rămas singur și am fugit de acasă să dau la arhitectură. M-a ajutat bunicul. Bunicul meu, absolut formidabil, el e. Ofițer de cavalerie, colonel, a făcut războiul călare, după aceea a fost colecționar. Locuiam în piața muzeului și eram convins că piața muzeului se numește așa pentru că locuiește acolo bunicul și casa lui e ca un muzeu. Pentru că are o serie întreagă de obiecte. Și era pictor, fără școală. Așa i-a venit lui. Deci după ce a pus sabia și cismele de și cravașele în cui, mă rog, o vreme a mai făcut călărie sportivă și treburi de genul ăsta și apoi s-a apucat să picteze. I-a venit. Și copilăream acolo și mă duceam acolo de fiecare dată când eram pierdut și el găsea o cale să-mi spună ce am de făcut. Mi-a lăsat două caiete așa groase, erau pe vremea aia caiete cu 200 de file și care se numesc, ea pe prima, pe copertă, Sfaturi pentru Serban. Eu Serban. Fabulos. Și el m-a ajutat să stau la un unghi de-al meu la București când am dat admitere la arhitectură. Am mers, am reușit, am făcut și armata. Dar să vă mai spun o poantă din armată. 1981, toamna, cules de roșii, turnul Măgurele, din zona aia din care vin președinți. Și strângeam roșii cu, mă rog, eram în uniformă militară, strângeam roșii. Și apare așa la orizont o Dacia 1300 albă, pe un drum de țară, bineînțeles, nor de praf. Se oprește, coboară bunicul, mi-avea o pălărie cu boruri largi, un trench alb, barbă, purta barbă albă. Și a venit, noi eram răschirați pe acolo cu coșurile, strângeam roșii, mai mâncam câte una, n-am mai mâncat roșii 4 ani de zile după aceea. Acum le suport. Și a întrebat unde-i ofițerul, cine are grijă de turma asta. Și locotenentul era tolănit undeva acolo și bunicul meu s-a dus la el și a zis: domnule, uniforma pe care o porți se cinstește altfel. Drepți. Bă, asta s-a ridicat, s-a încheiat la guler. Am fost foarte mândru, prietenii mei de arhitectură, viitorii colegi, de companie, mă priveau altfel. Ce am pățit eu după aceea de la locotenentul ăla, vă spun altă dată când mă veți invita. El e Andrei, fiul meu. La 21 de ani m-am căsătorit. M-am cerut singur nevasta. La 22 de ani ai mei se năștea Andrei, la 0 ai lui. Și la 23 de ani soția mea mă părăsea. Și am zis, mă, nu se poate, ce e asta? Ce? Am fost pierdut. Și cea mai mare problemă care am avut-o a fost, ok, cum va arăta viitorul meu? Ce o să fac? Ce o să se întâmple cu Andrei? Suntem cei mai buni prieteni. El, de exemplu, asta e de acum un an poza, acum fetița lui are un an, în săptămâna trecută. Sunt bunic! La ce număr suntem? 12. Încă mai știu ce am de spus aici. Totul e ok. Am terminat facultatea de arhitectură, asta este proiectul meu de diplomă. Și la scurt timp, după un pic de vreme petrecută în Alba Iulia, unde am fost stagiar, am întors la Cluj. Asta e o poză din baie. Ce văd pe fereastra de la baie de fiecare dată dimineața când sunt pierdut sub duș. Și e casa în care m-am născut și care aparținea atunci surorii mele și mie. Și sora mea dorea să plece. A și plecat, trăiește în Australia cu familia ei și avea nevoie de bani.
normal, pentru că împachetau tot și alegeau o altă cale. Și eu vreau foarte mult să locuiesc în casa în care m-am născut și era un moment foarte interesant, n-aveam niciun ban. Tocmai terminasem, stagiatură n-am pus deoparte decât cât să-mi cumpăr o pereche nouă de schiuri. Și ce să fac? Era serioasă chestia. Și sau vindeam casa și, nu știu, o împărțeam banii sau ceva trebuia să fac. Oricum, clepsidra era întoarsă și atunci am plecat prin țară. Am făcut un turneu și am mers la foarte mulți oameni pe care îi cunoșteam de undeva. Unii erau prieteni, alte rude și le-am spus... Mă rog, am fost la cerșit, ca să o scurtez așa. Am strâns bani, fundraising. Da? Și, am strâns bani de jumătate din casa în care m-am născut. Și am venit cu o pungă din aia, de care nu mai trebuie să folosim acum, că e de plastic și mor balenele, și plină cu bani. Și i-am numărat, mă rog, era acolo... martor, cu nu știu mai ce, erau mai multe valute, încă nu eram pe euro, se întâmpla în 1997. Și sora mea e bine mersi în Brisbane, eu sunt bine mersi în Cluj, pe Argeș, unde m-am născut, după colț, la Spitalul Stanca, și am mers vis-a-vis la școală și m-am botezat la catedrală după colț. Aveam un univers de 15 minute pe jos. Cel mai lung drum pe care l-am făcut până la 17 ani a fost până la gara. Mă rog, pe care l-am făcut pe jos, că după aia călătoream, pentru că munți, peșteri, jucam volei atunci, turnee, cantonamente. Dar ăla era universul meu. Prima oară am fost în Mănășturi, în clasa 12-a. Pentru că se mutase un coleg în clasă la noi, care locuia în Mănășturi și a dat de băut de ziua lui. Acasă. Pe vremea aia se mergea acasă când era o zi de naștere. Mergeai acasă, nu la Cârciun, mergeai acasă și plecau părinții. Undeva le luai bilete la băi și făceai un chef. Și după aceea, sigur, am început să lucrez, lucram deja ca arhitect și următorii 3 ani de zile au fost extraordinari. Trebuia să dau toți banii înapoi. Era o sumă. Așa am reușit. Și au fost 3 etape financiare din viața mea. Asta, în care știam că trebuie să iau iaurturi ieftine și să dau bani înapoi, să vezi ce complicat, să faci o întreagă schemă. Cine are primul nevoie de bani? Că primisem bani de la, nu știu, 100 și ceva de persoane. Cui îi dau prima dată? Nu pot să-i dau pe toți deodată. Foarte complex, discuții. Am în continuare 100 și ceva de prieteni din perioada aia care au rămas, la care s-au mai adăugat alții. Și după aceea, a doua perioadă financiară din viața mea a fost aceea în care știam că n-am bani destui. N-am bani destui să ce? Să, nu știu, să cumpăr flori de fiecare dată când vreau, sau să merg în vacanță, sau să... Trebuia să mă gândesc. Și a treia etapă a fost aceea în care n-am mai știut că n-am bani destui. În care n-am mai contat și pot să cumpăr flori de câte ori vreau, pe cuvântul meu. De când am avut nevoie să cumpăr flori, m-am dus la piață, de obicei cumpăr de la piață și m-am dus mai departe. După care am început să îmi dau seama și să învăț că încep să contezi dacă se întâmplă 2-3 lucruri. Dacă încep să fii invidiat, insultat, hating, parcă se întâmplă acum, nu? Calomniat, dacă ești bârfit și se spun lucruri neadevărate despre tine, înseamnă că contezi. A spus cineva, am uitat cine, am vrut să un citat celebru despre chestia asta, dacă n-ai dușman, înseamnă că nu existi sau nu contezi pe lumea asta sau așa mai departe. Și am simțit chestia asta din plin la un moment dat. Zic, fii atent, înseamnă că ce fac sau ce începe să conteze din ce în ce mai mult. Și, bineînțeles, al doilea lucru care certifică chestia asta, când încep să-ți facă oamenii caricaturi. Asta e un moment, v-a făcut cineva asta, Ștefan Popa, asta e foarte. Deci asta e, am colecție de caricaturi, am vreo 6 o galerie de caricaturi, și acasă și la birou. Deci, nu știu, am o moacă așa de interesantă, de
desena, nu cred. Sunt... Dar oamenii fac caricaturi. Asta se vede și de pe balcon de aici. La un moment dat am fost în această situație extrem de interesantă de a face un proiect care e foarte mare. Care, mă rog, a interferat cu silueta acestui oraș. Între timp am făcut multe proiecte. Size matters, da? E relativă întotdeauna chestiunea asta. Ce-i mare, ce-i mic. Depinde de unde și cu ce se compară. Mai am zis întotdeauna cu dealurile din Cluj. Proiectul ăsta e ridicol de mic. Și așa. Depinde cu ce vorbești. Dacă îl comparai cu celelalte două stadioane care au fost înaintea lui acolo, sigur că întotdeauna... Nu, primul a fost în 1911, când a câștigat un atlet clujan o medalie la Olimpiada de la Londra și orașul a hotărât să facă un stadion pe chestia asta și după aceea a fost în 1951, când l-au făcut pe al doilea și, mă rog, peste încă 50 de ani, 61, pardon, ne-a venit și nouă rândul. Partea foarte interesantă este ceea ce nu știe multă lume, că soluția cu care am câștigat noi acest contract arăta cu totul altfel. Deci atunci ne imaginam un stadion de fotbal, atletismul îl vedeam ca ceva care să fie deschis, care să fie realizat altfel, are alt public. Mi-aduceam aminte în copilărie, când mă ducea tata în parcul, se numea pe atunci Babes, Iuliu Hațeganu, și vedeam atleții cum se antrenează și îmi plăcea foarte mult chestia asta. Am zis, dar chestia asta nu trebuie să se întâmple între niște ziduri, sau trebuie să fie acolo, să vadă toată lumea, să... Bă, nu știu, poate vreau să mă iau la fugă după un demifondist sau... E foarte fain, nu? Poate îl și depășesc, că el e obosit, sărac. Și, sigur, am început să dezvoltăm proiectul ăsta, să lucrăm, aveam contract și la un moment dat de Sfânta Maria, în 2009, era, mă cheamă președintele Consiliului Județean, în birou la primar, și cu directorul tehnic de acolo și cu arhitectul șef și a zis, ceva, băieți, uite, din decizie politică trebuie să face stadionul cu pista de atletism înăuntru. Pentru că vorbise cu ministrul culturii, ministrul sporturilor și au spus că nu pot să piardă un stadion cu pista de atletism și trebuie să fie un stadion municipal multisport. Asta însemna cu totul alt proiect, care nu încăpea acolo. Lost. Nu s-a acasă, cred, acasă, la birou. Aveam o moacă foarte lungă și ne-am spus colegilor să-și ia o pauză, să mergem să bem ceva, că trebuie să o luăm de la capăt. A ieșit până la urmă. Dar vreau să spun că în profesia asta pe care mi-am ales-o și am văzut câțiva tineri care sunt arhitecți de puțină vreme sau de multă vreme, depinde cum trece timpul, totul e relativ, sau vor deveni aici în sală, le recunosc figurile și la fiecare proiect ești pierdut. Deci absolut de fiecare dată să-ți spună cineva să faci ceva ce nu există și credeți-mă, fiecare client vine și vorbește cu tine ca și când ar dori un contract pentru perfecțiune. Deci totul trebuie să fie perfect de data asta. Nu s-a întâmplat niciodată pe pământ sau foarte rar în antichitate, nu știu, pe Colina, pe Acropole, acolo au reușit unii o chestie destul de faină, păcat că au bombardat-o și s-au bătut joc de ea. Dar ești absolut pierdut. Habar n-ai cum să o scoți la capăt. Iese cumva la un moment dat, dar cantitatea de stres și de oare e bine? Întotdeauna știi că poate fi cu totul și cu totul altfel. Fiecare dintre noi, dacă ar fi, mă rog, când vorbesc de a gândi spații, de a crea, de... Înțeles că toată lumea e creativă, nu sunt chiar de acord cu chestia asta. Dar Ștefania spunea că în felul fiecăruia. Da, bineînțeles, cu asta sunt de acord. Fiecare lucru poți face altfel, tu însuți. Depinde de foarte multe ingrediente și, de fapt, a fi pierdut așa înseamnă să scormonești printre ingrediente și să vezi pe care decizi să le ții și pe care le ignori de data asta și le pui deoparte pentru altă prăjitură.
Era la Zilele Arhitecturii în Cluj, studenții fac Zilele Arhitecturii de obicei și am ajuns popă de caro într-un joc de cărți cu arhitecți tineri, cu sunt și damele, nu vă faceți probleme, gender equity este acolo, sunt și valeții, sunt și așa mai departe și a fost pentru mine un moment extraordinar din carieră, poate unul dintre cele mai importante. Am devenit într-un joc de cărți proiectat de studenți, popa de caro. Și apoi au urmat foarte multe alte lucruri, dar timpul trece și împreună cu Urma, ți-au zis de Urma? A venit odată, la mine eram la București, la Casa Mincu, eram președintele Ordinului Arhitecților și ce mai vrem să facem un album, se cheamă Lost and Found. Și va fi despre case, despre monumente de patrimoniu care sunt pe cale să fie uitate, prăbușite, pierdute, era Halamatac, era moara lui Hasan, Continentalul din Cluj și fiecare avea un cântec, o piesă. Unele erau regăsite și folosite, altele își așteptau să fie găsite. Mi-a plăcut foarte mult. Și apoi am fost cu ei în turneu și am încercat să aducem aminte oamenilor că lucrurile pierdute pot fi și regăsite. Și pe noi înșine ne putem regăsi. Și apoi am scris o carte privind spre trecut. Am două dintre ele aici. Una singură e a ta. Una e pentru Ștefania, cealaltă este pentru cel dintre voi care mă va convinge cu răspunsul de pe cuson că a fost foarte pierdut într-o situație foarte interesantă. Dar asta un pic mai târziu. Spuneam că am scris o carte în care am încercat să-mi aduc aminte. Asta se întâmpla în 2014, despre tot ce am pățit și despre toate rătăcirile astea și labirinturile vremilor prin care am trecut și a pierzanilor la care am asistat. E băiatul meu cel mic, Miron, e medic. Peste două săptămâni are examen de rezidențiat și mă simt pierdut. Sper că el nu și să îi meargă bine. Asta e a doua carte care a ieșit acum două săptămâni. Am lansat-o simultan la Praga și la Veneția. Aici am jucat mai mult un rol de editor și de inițiator și cartea asta, de fapt, este despre viitor. Și aici e poanta discuției noastre. E o carte care au scris-o 100 de oameni. Toți sunt oameni care contează și pe care i-am întrebat în 2 ani de zile, într-o serie lungă de conferințe, ce va urma, ce trebuie să urmeze și ce trebuie să facă tinerii pentru chestia asta. Evident, marea lor majoritate sunt arhitecți, se ocupă de construcții și sigur că am discutat despre treaba asta, care va fi, cum vom fi noi sau care trebuie să fie profilul arhitectului în viitor. Și cam asta e povestea. Mă simt pierdut în continuare, dar mă simt și bine. E așa de fain la un moment dat să simți că atunci când nu știi, primești așa un fel de pauză. Scap de toate pentru că trebuie să te gândești la tine însuți și la ceilalți și să selectezi și mi se pare, hai să vă spun un secret, nu m-am îmbătat niciodată. N-am fumat niciodată, n-am prizat sau nu știu ce. Am pierdut foarte multe lucruri probabil din viața asta. Nu comentez, n-am nicio problemă cu chestia asta, dar nu m-a interesat. Însă au fost multe alte feluri de a fi altfel sau pierdut, care mi le-am putut procura singur, uitându-mă spre mine, sunt spre propriul univers. Asta e nebunia în care mă simt pierdut acum. Am hotărât și am reușit să-i convingem pe cei de la UNESCO să facem capitala mondială arhitecturii. Ce-o fi aia, nu știu, încă suntem pierduți în așa. Și am decis și am fost primiți de prefectul din Rio de Janeiro, domnul acesta Crivella, care este un pastor evanghelic, fost misionar în Africa,
detestă carnavalul și samba pentru că, în opinia lui, femeile n-ar trebui să umble, chiar dacă e foarte cald, atât de dezbrăcate, dar admite și cultura locală și încercăm anul viitor, Doamne ce aventură, să facem prima capitală mondială a arhitecturii în Rio de Janeiro. De ce acolo? Pentru că acolo e nevoie. Pentru că sunt zeci de mii de oameni care trăiesc în favele, într-un peisaj absolut fantastic. V-ați dori să ajungeți acolo și să vedeți cum se vede lumea și universul dintr-un loc al sărăciei și al problemelor. Dar fiecare punct de privire îți oferă o perspectivă absolut fantastică. Mă simt pierdut. Vă mulțumesc!